Salut și bine v-am găsit, eu sunt Robert și astăzi facem un episod. Astăzi mă mănâncă spatele, ok. Astăzi o să facem un episod și o să vorbim despre Imogen și Hymen. Deci, unii dintre voi știți ce li s-a întâmplat? Au fost urmăriți de unii cu mașina, deci de niște interlopi, beții, nu, opa, nu știu ce era, deci, și nici nu o să știu deocamdată. Nu știu dacă n-a arătat până acum la știri, dar 100% o să arate mâine. Deci, într-un fel, o să vă povestesc cât un pic și o să facă și filmare, că o să ne uităm și la filmare. Chiar dacă eu nu am căutat încă nimic, așa o să caut acum pe moment. Eu deja i-am văzut. Scriu aici pe YouTube Imogen și Hymen. Deci, da, li s-a întâmplat ceva nasol, deci. Chiar a fost, iah, nu. Deci nu s-a putut cu aia, nu. A spus să ne uităm pe aici. Da, ok. Iar în Hymen era să intre o mașină și după ce era să intre o mașină în Hymen, Hymen și Imogen s-au dus după ăia. Lasă puțin să căutăm. O să caut eu. Deci, da, s-au dus după ea, ăia au oprit, a sărit gardul, le pun și canalul lor în descriere, canalul lui Imogen și lui Hymen, au pus și videoclip, vă povestesc acolo ce s-a întâmplat, noi doar ne uităm. Deci, prima dată au dat cu toporul mașina lui Imogen. Uitați mașina aici, deci vedeți că se vede că a dat cu toporul după ei, deci, pa, cu aia ești prost la cap. Hai să Bă, începem. frate, am fost până să facem un video, gen pe o chestie cu Ouija. Cine a urmărit? Să spun că n-am cum să pun și asta. Așa, să pun așa, e bine? Se vede bine? Da, mă văd. Unde ești? În Craiova? Da, ce ai Aici făcut? vedem că face Bă, frate, am live. fost până să facem un video, gen pe o chestie cu Ouija. Cine Ala, a urmărit? vorbește cu taxi. Băi, gen, era să intre, deci eu am avut prioritate pe un drum. Și era să intre unul, frate, cu viteză mine să mă facă praf. L-am tracționat, am pus frână, a trecut pe lângă noi cu scârța, avea bara de față ruptă, căzută pe jos. L-am urmărit, am sunat la poliție, până să zicem că e beat, că beat, că să nu facă dracu vreo crimă, la să dea pe cineva să omoare. Și fix atunci, cu aia, când ne-am oprit în spatele lui, a oprit mașina și a sărit gardul la cineva în casă. Deci auziți? Că sunt aici cu cineva din Vâlcea și de asta. Păi și aia vă mai urmăresc sau? Ne urmăriră până la ieșire din... E ceva, îți dau un mesaj, te pup, pa. Și acum ce Tocmai era pereci? să cineva în Hymen. E unul în fața noastră, cred că e mor de pe aproape, nu știu ce se Uitați. întâmplă. Deci chiar nu Doar știu ne ce se uităm, nu o să întâmplă. zic nimica. Care mașina a super lovită. Nu prea o să De asta reacționez, vorbim deci Hymen, nu dacă prea sunați e la o poliție. reacție, să spunem așa. Vă sunați la poliție sau ceva? Nu mergem cu aia după el în pula mea. Ce? Ei! Intră rău de tot, dar nu sunt... Da, gata, l-am văzut. L-am văzut. Bine. Are mașina lovită, mă, acum. Acum a lovit mașina, acum a lovit mașina. Bă, n-are nici lumini, nimic. Băi, vezi? Ai grijă. Ai marea ruptă. Băi, da, să nu-i se răpara pe sub... pe sub roți în spate, că dă fix în afară. Sau poate te duă într-un cărciu. Era să intre în noi. Și credem că a fugit de undeva. Poate a făcut un accident și a fugit de la Aici vorbea cu poliția, deci poliția e de căcat. Poliția română, deci să sugă pula pe românește așa. Merge haotic, Deci da, degeaba e, mai acolo bine să merge faci tu haotic legea în și țara asta nu decât are să facă scopuri, nu are poliția. faruri și avea și bara spartă. Și au fost... Am sărit gardul! Nu-i dau, nu-i dau față, nu-i dau față, nu-i dau față, că ne așteaptă acolo. Bă, dă-i în spate, dă-i în spate! Bă, vin după noi cu aia. Dați-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate. Mă rog, la deget. Și... Da. Și sunt... numele meu... Acum... Sunt mulți... Gardul la o casă. Am sărit gardul într-o casă. La o curte, au tras la o curte. La... Suntem la... Da,
acum plecăm că a mai venit o mașină. Alo, bună seara. Citi și voi? E s-au luat după ei acum. Asta e la Imogen, mi se pare, da. Deci, Imogen firma. Că nu el, el conducea. Și cu aia a intrat în curbă cu 100 și ceva. Băi, dacă vedeți ce fugea, o să vedem. Acum stați puțin după ce vedem pe ăsta. Bună seara, am sunat acum cam aproximativ o oră. Cred ne urmăresc niște mașini. Suntem pe drumul dintre... Să vedeți mașina în spate, deci îi urmărea. Da. Și acum ne întrebăm spre Craiova și ne urmăresc iar. Acum am trecut pe stradă. Acum ne depășesc, în momentul ăsta ne depășesc și opresc în fața noastră, autopoare. Închide geamul. Întoarce repede. Autopare vin după noi cu săbii, vin după noi. Vin cu săbii, da, spuneți? Da, vin cu săbii după noi. Deci vedeți ce viteză băga Imogen? Da. Nu, în momentul ăsta nu, dar au săbii cu ei. Poliția, vă rog. Bună seara, suntem urmăriți cu săbii și cu topoare. Ceva de acasă. Sărit în gardul, bă, cum eram în spatele lor, a sărit un gard de instant pe aia. Eu mă duc în Craiova, mă duc acasă. Am încă sigur să iau ceva. Deci se ducea acasă. Ați văzut, mă, dacă m-am uitat la Need for Speed? Aha, văzut. Te-ai uitat la Need for Speed. Mă, sincer, fraților, a făcut o treabă bună, adică, băi, ești nebun cât a fugit să scape de ea. O să vă pun, o să vedeți acum, stai puțin. E sincer, la asta am râs. E la faza asta am râs, dă... Stai puțin, acolo, când cântă. N-avea nicio treabă, e cânta, băi. E că a crezut că a scăpat, gata, că e asta, da. De fapt, n-ai scăpat. Acu' a scăpat, deci. Hai, menul auzea și... Nu știu, am văzut și un comentariu pe aici, dar nu cred că mi se vede. Toată lumea cântă, Bice Boys. Băi, hai, Imogen, ești... Și tare rău de tot, aveți videoclip? Nu videoclipul, tati, mă aveți în canalul lor în descriere și al lui Jaime și al lui Imogen. Băi, frate, mă auzi, bă? Alo? Bă, mă auzi, bă? Faza asta chiar mi-a plăcut, deci asta a fost cea mai tare fază. Bad boys! Faci gătă tu! Bad boys! Și poate voi nu o să credeți că a fost fake astea, dar sincer, Imogen tocmai după ce s-a terminat să începuse să plângă de nervi, de necaz, pentru că poliția e prea proastă. Hai, men, era ca păiec și Imogen cânta, bă, fraților. Imogen... Ia uzi, păi coaie, păi.
Ce să faci, frate, dacă te-ai uitat la Need for Speed Underground? M-am băgat pe străzi, am stins lumina, am stins alea. Bineînțeles, semne alea. Mă, ce tă, iertați-vă puțin. Eu așa am văzut, frate, m-am uitat la un film. Se numea Dă-te, maică, mai așa. Eu, păi, n-am auzit de filmul ăsta. Și acum o să căutăm, deci, o să căutăm când Imogen fugea cu 100 și ceva, băi, deci asta a fost, și hai să o găsesc. A fost asta, a fost chiar, mamă, ești nebun la cap. Uitați, fraților, acum când, deci, uitați, o să vedeți acum și voi aici. Deci, uitați, fraților, cu ce viteză fugea, băi. Ăsta, sincer, șofer mișto, bă, deci uite cu ce viteză fugea. Am încă peste cățelul și nu mai vreau să dau acum. Bravo, Imogeni, se respect, frate, ai fost extraordinar, deci era și Imogeni era și un copil de 14 ani în mașină, să vă dați seama, e cu cactus sau nu? Nu știu cum îi cheamă prietenul lui Hyman, nu mai știu, nu mai, știu cum îi cheamă, dar nu mai mi-aduc aminte. Uitați ce viteză. Și pun sat, deci vedeți că era pun sat. 100 și ceva la oră, bă. Ce se uite opus. Dar cu aia n-ai. Deci n-ai ce să faci, asta e România. Asta e România. Asta e. N-ai ce să-i faci. Nu ai. Asta e. Deci, sincer, nu, acum nu vreau să vă spun. Nu vă mai spun să dați like, să vă abonați. Pentru că voi o să spuneți că ai făcut iar asta pentru vizualizări. Că alea, băi, fraților, băi. Mie mi-a s-a părut interesant chestia asta. Și de-aia am vrut să fac asta. Nu că am făcut eu pentru vizualizări. Sincer, am făcut și pentru vizualizări. Cea trecută. Dar asta, pur și simplu, m-a făcut că mi-a plăcut și mie să mă uit. Că mi-a plăcut să mă uit, băi, că mi-a plăcut această chestie care i s-a întâmplat și am vrut să am și această chestie pe canal, să știți și voi, abonații mei, care sunteți 800, mai avem putem și suntem 1000, am vrut să știți și voi, unii dintre voi cred că știți deja că imogenie asta și înainte să terminăm acest videoclip, nu uitați să intrați pe Instagramul meu, să dați un follow acolo și uitați și Instagramul lui Imogen și Instagramul lui Hyman. Să intrați și la ei, să dați un follow. Chiar dacă ei sunt are mulți fani, eu vă las aici, așa, să nu fiu și eu așa. Să nu fiu așa, știți, eu zic. Da, intrați, nu știu, o să fie și în descriere Instagramul lor și Instagramul meu, să-mi dați follow acolo, am 400 de urmăritori, hai să facem mai mulți urmăritori de follow, mamă, mă mănâncă țânțarii. Și da. Cam atât a fost cu acest videoclip, Imogen, tot respectul și tu și Hyman, mai ales Imogen, pentru că a fost chiar Fox Speed a fost, deci, Imogen, să te uiți în continuare, băi, la Fox Speed, băi, e, deci, sigur, sincer, ai învățat ceva de acolo, deci ai învățat ceva, atât a spus, deci, am fost Robert și vă salut, nu știu dacă o să vezi tu Imogen sau tu Hyman acest videoclip, dar sunteți niște băieți tari și îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Deci da, v-am pupat și asta a fost episodul. Am plecat. Pa!